Daniel Pușcu este medic pneumolog la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu de la Dobrița de Ani Buni. În urmă cu câteva săptămâni, medicul a sesizat în scris Direcția de Sănătate Publică cu privire la faptul că șefa secției i-a trecut în fișa postului unele atribuțiuni pe care cadrul medical nu vrea să și le însușească și consideră că treaba lui este să trateze bolnavii, nu să facă hârtii pentru administrație. În principiu este vorba de o sarcină care se referă la media zilelor de spitalizare a bolnavilor internați și una se referă la actele pe care le au sau nu le au bolnavii internați. Tiberiu Tătaru, managerul sanatoriului de la Dobrița, cunoaște această problemă și susține că angajatul unității spitalicești nu face pentru prima dată sesizări și este sigur că vor mai urma și altele. Este o sesizare, într-adevăr, făcută de un medic al spitalului nostru către DSP. Nu este singura, nu este prima, bănuiesc că nici ultima. Am primit deja răspuns astăzi de la Direcția de Sănătate Publică, precum că aceasta este nefondată. Mai multe nu am ce să vă spun. Conducerea Direcției de Sănătate Publică a primit sesizarea medicului de la sanatoriu Dobrița și a luat o decizie pe care a trimis-o chiar azi la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu. S-a prezentat nemulțumirea referitor la fișa postului dumnealui, care era încărcată comparativ cu a colegilor lui, în aceleași condiții de pregătire profesională și aceleași condiții de muncă. Și s-a revenit în urma analizei compartimentului juridic, i s-a dat dreptate domnului doctor, în sensul că va trebui refăcută fișa postului și a fost atenționată doctor Braca, șefa de secție, care a întocmit fișa, în sensul să se modifice această fișă a postului. Conflictele dintre angajații Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu datează de ani buni și sunt departe de a fi rezolvate.